ziua fermierului desfășurată în a doua zi a Târgului Internațional de Agricultură Agromalim, i-a adus la Arad pe reprezentanții asociațiilor județene ale crescătorilor de animale membre a două dintre cele mai puternice federații ale crescătorilor de ovine și de bovine din România. Marcel Andrei, în calitate de membru al Consiliului Director al Federației Crescătorilor de Bovine din România, dar și de președinte al Sindicatului Național al Crescătorilor de Ovine și Caprine, a participat la adunările generale ale ambelor federații. În cadrul adunării generale a FCBR, Marcel Andrei a fost nominalizat pentru coordonarea grupului de lucru al Federației în relația cu Autoritatea Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, comisie ce are ca sarcină principală începerea demersurilor în colaborarea cu ANARZ-ul, astfel încât până la 1 ianuarie 2012 asociațiile din Federație să poată fi creditate pentru COP și deținerea registrelor genealogice. Cele două asociații din Sibiu, de ovine respectiv de bovine, pe care Marcel Andrei le reprezintă, se numără printre puținele din țară care nu au întrerupt activitatea de COP. Cu toate acestea, Andrei a fost nevoit să acționeze Ministerul Agriculturii în judecată, pentru că, deși a solicitat, nu i s-a acordat ajutorul de stat pentru ameliorarea raselor de animale aferent anului trecut. O problemă comună a tuturor crescătorilor de animale din România este cea privind identificarea și crotalierea acestora, activitate pe care asociațiile de profil au cerut să le fie transferată de la ANSVSA, astfel încât fermierii să nu fie nevoiți să plătească servicii în plus medicilor veterinari. Marcel Andrei a reclamat lipsa de comunicare a ANSVSA cu reprezentanții producătorilor agricoli în elaborarea și emiterea ordinelor autorității ce au impact asupra activității acestora, cum este cazul ordinului ANSVSA 28/2011 privind identificarea și ordinul 35/2011 privind aprobarea condițiilor minime de funcționare a abatoarelor de capacitate mică. Thank you.
Thank you.